Bună ziua, domnule Petrea. Cum e să pierdeți un meci așa pe final? Un meci în care ați condus, iar apoi echipa adversă a întors scorul. Dezamăgitor. Dezamăgitor, în condițiile în care cred eu că am controlat jocul. E în afară de câteva lovituri libere unde ne-au pus ceva probleme, nu cred că am avut alte. Însă, ăsta e fotbalul. N-am reușit să ne desprindem. Am avut la 1-0, am avut, cred că, 2-3 ocazii imense de a ne desprinde și probabil că jocul era terminat. Au venit acele două goluri ca urmare a unui out și a unui corner. Astea sunt problemele noastre pe care le-am mai avut. Din păcate nu reușim să le remediem. Lipsă de concentrare în anumite momente a dus la acest deznodământ nefericit pentru noi. Pare că și așa în subconștient au făcut pasul înapoi. Elevii dumneavoastră am fost de multe ori împingeați să urce. Nu neapărat. Când ai 1-0 te gândești că mai erau câteva minute și vrei să conservi un pic rezultatul, însă nu le-am spus să se retragă sau ceva de genul. Poate că există undeva în subconștient, cum spuneți dumneavoastră, însă nu asta a fost problema. Că nu cred că, chiar dacă ne-am retras, nu cred că ne-au supus la o presiune extraordinară. Au făcut niște combinații. Golurile pe care le-au marcat au venit în urma unui corner și în urma unui out. Dar lipsa noastră de concentrare a făcut să primim acele goluri. Și lipsa noastră de concentrare pe faza de atac ne-a făcut să nu mai marcăm și să fi terminat jocul mult mai devreme. Asta este, trebuie să ne gândim că mai avem câteva jocuri, trebuie să ridicăm capul din pământ și să privim crezători pentru viitor, că nu avem ce să facem altceva. Antrenorul oaspeților, Marius Modărășanu, destul de deranjat de o discuție pe care ați avut-o la finalul meciului. Problema, acuza că ați spus că a avut bulan nu, și că n-au stat lucrurile așa, nu, că chindia că joacă lungă și pe a doua. În primul rând nu folosesc asemenea cuvinte. Problema lui, nu vreau să comentez ce vorbește celălalt antrenor. Probleme la pauză? L-ați schimbat pe Corinus? Da, am avut probleme Corinus, care a resimțit o problemă mai veche. Și Marco Dulca la fel mi-a spus că nu se simte bine, l-a mai ținut un pic, a trebuit să facem câteva schimbări forțate de împrejurări. Vom vedea situația lor, cum vor fi. Avem o săptămână plină, sper să putem să avem tot lotul la dispoziție. Oricum mai avem ceva probleme și cu Boldor și cu Cooper care sunt accidentați. Sperăm ca până lunea viitoare să fim toți. Vorbeam înainte de meci, era un singur punct între cele două echipe. Hermas era pe loc de baraj, acum la final Chindia e pe loc de baraj. Da. Cum? Da. De la etapă la etapă, așa cum am spus și vorbeam și înainte de meci, o înfrângere te poate trage un pic în jos și face probleme. Nu e plăcut. Din păcate n-am reușit măcar un punct să scoatem în această după-amiază. Îi țineam sub noi cum ar veni, era cât de cât ok, dar asta este. Mai sunt 6 jocuri și trebuie să mergem până la capăt, să credem în continuare că putem să câștigăm fiecare joc. Pentru asta trebuie să fim mult mai concentrați și mult mai atenți în anumite momente ale jocului care se dovedesc a fi decisive. Mulțumesc! Cu drag!